povestesc despre multe, așa, ce mirodenii am, doar câteva să vă arăt unde le țin eu. N-am ceva așa borcănașe, căci le schimb foarte, foarte des. Mei abonați, uite, simte primăvara, bate soarele, mie îmi floresc orhideile, vai, ce frumoase, le iubesc, sunt toate foarte frumoase. Dacă aș putea, să zicem așa, v-aș face fiecare câte o floricică și v-aș dărui. Și vă mulțumesc pentru comentariile voastre, pentru că accesați și vizionați canalul Funcție și Vârste Elegante. Mulțumesc și pentru cei care nu scriu comentarii, care n-au curajul să le scrie. Și bun venit la acest canal. Despre condimente nu vreau să vă spun foarte, foarte mult, doar vă arăt că le țin așa într-o vasă împletit în formă de inimioară. O parte le termin acum, că primăvara îmi place să mai fac ordine prin dulapuri, prin astea, că deja le-am terminat. Am terminat curcuma, coriandru. Dar mesajul meu care este? Că condimentele se folosesc permanent. Se folosesc pentru a sensibiliza receptorii, pentru ca să avem un efect vindecător asupra organismului și benefic, ca antioxidanți, ca stimulatoria ai circulației sângelui, ca stimulatoria digestiei, a fermentației. Și desigur că organismul nostru se simte bine atunci când este într-un mediu bazic și nu acid. Dar orice condiment va crea o stare acidă sau bazică. Dacă să luăm după medicina ayurvedică, va mări pita sau vata. Și noi căutăm un echilibru între aceste stări. Ce am vrut să vă zic, iată, am așa o listă aici de condimente și antagoniști, produsele și antagoniști, unde se folosesc. Orice produs când noi îl folosim va crea o stare care ne va, zicem, o stare de disconfort, dacă o facem abundență de acest produs. Și atunci condimentele ne ajută să neutralizăm această stare. Și am aici o listă de produse și condimentul antagonist acestui produs. Această listă este aici la mine în limba rusă. Iată, vreau să vă zic că eu o țin pe frigider, la frigider, și de acum ea s-a îndoit de la faptul că frigiderul e în partea soarelui și o voi înnoi acum în primăvară, o văd la Oxeroxao. Iar voi o găsiți pe blogul Frumusețea Vârstei Elegante, tradusă în limba română, că aici este în limba rusă. Și ca exemplu, cum eu o folosesc? Sunt produse care eu înțeleg că nu merg, îmi creează disconfort, îmi creează o simfonie, o balonare, o greutate la stomac. Și atunci eu, dorind să mănânc acel produs, să mă răsfăț, mă uit în această listă ce condiment aș putea eu, ce condiment aș putea să neutralizez. Ca de exemplu, dacă eu mănânc înghețată, care eu mănânc foarte rar, dar îmi place, atunci înghețata ce? Provoacă multe mucozități în organism și blocaje. Eu voi lua cardamon cu cuișoare. Sau, să zicem, în orez, prepar orezul și ca orezul să se asimileze bine, voi adăuga semințe de ardei și cuișoare. Ce să mai, să zicem așa, să mai văd eu aici ce, sau de exemplu zămosul sau pepenele galben. În cazul când zămosul îl consumăm, el creează în organism foarte multă apă. Îl folosim cu cocos sau coriandru. Ideea și mesajul meu este ca să folosim condimentele și aceste mirodenii, să le combinăm cu produsele care ne provoacă disconfort. Și eu sper că această listă, acest mesaj al meu vă va fi de folos. Vreau să-mi scriți în comentariile voastre dacă
cunoașteți despre această listă, despre aceste condimente, despre aceste combinații ayurvedică. Pentru mine este foarte interesant, poate aveți și alte idei, alte sugestii, alte combinații. Îmi va fi interesant să cunosc și eu. Eu sper că v-a fost de folos acest filmuleț și vă aștept să urmăriți vlogul Frumusețea Vârstei Elegante. Vă doresc sănătate, ingeniozitate și cuget de a face tot ce e bine pentru sănătatea noastră, pentru organismul nostru. Vă îmbrățișez, la revedere, cu drag de voi, Veronica Sandu, medic cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos. La revedere!